Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. O săptămână a deciziilor fără echivoc, a eliminării definitive din viața noastră a situațiilor care nu ne mai reprezintă. Fiți pregătiți pentru a vă plia pe propunerile destinului, propuneri care vor veni către dumneavoastră în forță. Vorbim despre ceea ce trebuie modificat. Vom discuta despre toate acestea alături de Silvana Popa, astrolog. Bună ziua, Silvana, și bine ai revenit. Vedem o săptămână în care lucrurile cu adevărat trebuie înțelese, trebuie făcute într-o anumită forță, se recomandă fermitate, se recomandă putere de decizie și, evident, stabilirea unor norme fără echivoc. Practic, este o săptămână în care bine ar fi să nu ne îndoim de lucrurile în care credem cu adevărat și să nu fim influențabili. Să vedem pentru nativii berbec, avem câteva aspecte interesante, vom vorbi imediat și despre marcajele karmice, ce le recomandăm acestora, ar trebui să fie conștienți de tabloul de ansamblu. Iată deci pentru berbec această conjuncție Venus-Uranus arată, mai ales să știm, Uranus oferă perspectiva și privirea de ansamblu asupra problemelor. Deci berbecii ar trebui să se ghideze după lucruri care vorbesc despre perspectivă și nu despre detaliu. Pot obține rezultate concrete, mai ales din profesiile care le propun urmarea sau menționarea, menținerea unui har, a unui talent. Deci berbecii ar fi bine să-și descopere un har, un talent, ceva care cu adevărat îi reprezintă și în zona respectivă, fără doar și poate, vor obține rezultate chiar peste așteptări. Orice problemă ar exista în această perioadă, nativii berbec trebuie să se confrunte direct cu rezultatele ei. Adică să aibă curajul și să aibă puterea de a înfrunta o anumită realitate care cu siguranță le vorbește despre ceva ce face parte din destinul lor. Pot îndeplini și sarcinile celor din jur, cu alte cuvinte, se pot pune în slujba celorlalți, există și o ușoară zonă de sacrificiu, muncind sau preluând, spuneam, responsabilitățile altora, dar dezvoltând în acest mod o karmă bună. Pentru că berbecii care aleg să se și sacrifice pentru cei din jur sau să se pună în slujba celorlalți, cu siguranță vor avea și ei la rândul lor anumite recompense. De asemenea, putem spune că vor face alegeri bune profesional, vor întâmpina șansa cu recunoștință, chiar le recomandăm acest lucru pentru că Venus-Uranus pe ascendent arată că pot deveni chiar maestri în a realiza obiectivele pe care le-au de realizat și de asemenea este foarte important să-și pună intuiția în joc în zonele în care, sigur că da, sunt foarte interesați de rezultatele acțiunilor lor și chiar vor fi stimulați să devină foarte buni specialiști, pentru că avem aceste două, și Marte și Soarele în casa a treia, ceea ce arată că dacă își vor expune punctul de vedere cât mai logic și mai concret, le putem garanta că vor obține rezultate cu totul și cu totul deosebite și din momentul în care au luat o decizie, bine ar fi să fie fără nicio îndoială. Să vedem ce zonă ți se pare, Silvana, că este cea mai vulnerabilă, să spunem, pentru berbeci? Cred că atât aspectele pozitive ale săptămânii, cât și aspectele mai puțin pozitive, marchează intens casa comunicării pentru berbeci. Pentru că, hai să fim realiști, Uranus i-a stresat destul din 2011 și până acum chiar în semnul lor. De această dată, într-adevăr, are aspecte mult mai blânde, îmblânzite de Venus și care, în sfârșit, îi scot pe berbeci la rampă și le scot calitățile în evidență și ușor un nonconformism și metodele lor nu întotdeauna clasice de rezolvare a problemelor. Într-adevăr, de data asta îi avantajează, însă, cum spuneam, zona sensibilă e zona comunicării. Odată pentru că avem și aspectul de la începutul săptămânii, de luni, de opoziție Marte-Saturn, care nu-i tocmai confortabil. Sunt niște energii destul de incompatibile, iar pe berbeci, să spunem că îi afectează într-un mod destul de concret pe comunicare, însă le-am atrage atenția că acest aspect tensionat între Marte și Saturn mai scoate în evidență și faptul că nu ar trebui berbecii să-i judece pe toți după rapiditatea și după energia pe care le-o dă Marte și Uranus și cu care ei reacționează la probleme, după rapiditatea cu care ei își rezolvă sarcinile, ar trebui să aibă puțină înțelegere față de cei care au un ritm mai lent față de ei. Așa nu s-ar mai simți, poate,
nemulțumiți de faptul că întâlnesc obstacole, că lumea nu se mișcă atât de repede, nu are aceeași viteză. Pe de altă parte, aș mai avea o atenționare. Sigur că e destul de subtilă, este vorba de felul în care judecă berbecii și, într-adevăr, ei au pe această casă a treia și soarele și pe Marte, care este destul de... îi alimentează pe dispute, e destul de conflictual. Însă, poate ar fi bine să analizeze cu Saturn retrograd în oglindă pe casa principiilor de viață și... știu eu, vitezei cu care doresc ei să se dezvolte, să analizeze dacă nu cumva îi judecă pe ceilalți nefiind foarte atenți și la principiile lor personale. Precum, acum toți știm că există o vorbă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, berbecii tind să vadă mai puțin paiul din bârna din ochiul lor și să vadă mai mult paiul din ochiul altuia și mai mult de atât ar fi bine să-și ajusteze un pic, dacă tot îi judecă pe ceilalți după niște criterii foarte stricte, să aibă grijă ca și ei să-și pună în practică principiile, nu să fie foarte indulgenți cu ei și foarte critici cu ceilalți. Asta era o mică atenționare, de altfel acest aspect tensionat poate să le aspecteze atât modul de a comunica, întrunirile, convorbirile, nu neapărat într-un sens negativ. De exemplu, pentru agenții de vânzări, aici, pe acest aspect, Marte-Saturn, într-adevăr se va dovedi că îi dai afară pe ușă și ei îți intră pe geam. Aduce insistența caracteristică berbecului acest aspect, dar, pe de altă parte, aduce și o ușoară răscolire legată de aceste obstacole pe care berbecii poate că nu au răbdare. Și chiar recomandarea ar fi răbdarea, că totuși în acest aspect ne putem baza pe Saturn, pe niște principii solide, poate pe niște persoane care ne-au fost mentori, învățători, profesori. Și încă un aspect foarte interesant, pot câștiga dintr-o dispută, pentru că este destul de favorizată zona asta disputelor, a polemicii pe casa a treia, cu Marte acolo, folosind logica. Întotdeauna când suntem predispuși la o problemă, evident că destinul vine și cu cea mai onorabilă soluție pe care o putem folosi pentru a ieși din conflictul respectiv. Și pentru că conflictualul Marte pentru berbeci afectează zona comunicării și a contractelor, oarecum și a relațiilor cu apropiații, noi le recomandăm, pentru a trece pe zona superioară a problemei și a conflictului, să folosească logica, adică orice contraargument, orice conflict, orice dispută ar fi inițiată de către cei din jur, să o ducă către zona pozitivă, către zona care poate fi ameliorată, precum un profesor universitar să o trateze. Și de asemenea să încerce un alt sfat pentru perioada imediat următoare și ca o concluzie, să nu rateze nicio oportunitate, oricare ar fi ea, pentru că au șansa de a promova într-un mod inedit. Ceea ce li se întâmplă berbecilor, oricum este inedit cu Uranus, care este planeta însăși, planeta și conjunctul Venus, și conjuncție cu Venus, într-un aspect sigur magnetic, da, pot... și în zona financiară, mult inedit, în zona în care dacă au o decizie clară în minte, acesta este singurul lucru care li se cere, ca lucrurile să fie clare și fără echivoc. Deci dacă au o gândire obiectivă clară, practic lucrurile se vor așeza de la sine.